Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare. Nu mai e la alegere, este despre Zodia Fecioarei, pentru Zodia Fecioarei, dar nu doar Soare în Fecioară, cât și Luna, și Venus, și Ascendent, și Nodul Nord, toate poziții planetare foarte importante. Foarte importante. Acum, dacă se și suprapun una, două poziții de genul acesta, chiar dacă nu sunteți în zodia Fecioarei, vă reprezintă zodia aceasta într-un fel sau altul, mai ales în casa în care se pun aceste aspecte. Deci, dragii mei, ce s-a întunecat? Brusc? A venit un orișor în viața voastră? Hai că proiectăm un pic de foc, de soare în această carte. Dorința inimii, dar înainte de toate, a venit muzica. Conexiunea cu muzica este vindecătoare pentru tine și pentru alții. Da? Un mesaj pentru această lună și pe care l-am vrut clarificat și a venit clarificat cu această carte. Dorința inimii. Îngerii te susțin, te ghidează și te protejează. În timp ce visele tale devin realitate. Interesant că această carte a venit urmată de Infinite Abundance, dar invers. Acum mai am niște mesaje speciale. Evident că nu o să fie pentru toată familia de fecioare. Pentru mine, Infinite Abundance seamănă un pic cu 10 de monede. Da? Multe reușite în plan terestru. Acum, știm că 10 de monede înseamnă și o familie bogată, înseamnă și o familie creată de un cuplu, nu neapărat cea din care ne tragem, da? Nu neapărat genealogia noastră, poate să fie un cuplu care s-a hotărât să-și creeze abundența sa o perioadă de timp. Poate că a crezut că această abundență, această construcție financiară ideală, ideală zic, pentru că la început a crezut cineva, cine în cauză, pentru cine vorbesc, că această situație va fi până ce moartea ne va despărți, va fi la infinit, va fi toată viața. Dar ceva s-a întâmplat în această acumulare de bogății, de reușite, de bucurii. Ceva s-a întâmplat, coșul s-a răsturnat. Cornul s-a răsturnat. Și până la urmă, dacă stai să ne gândim, știu că o să citesc altfel, dar nu e treaba mea. Dacă sunt judecată sau nu, important e mesajul să ajungă la cine trebuie. Cornul, știți că sunt două coarne la aceste cornute, da? Cu două coarne care pot să reprezinte conștientul sau subconștientul. Pentru mine, în acest context, simt că e vorba de o lucrare conștientă, de acumularea unor avuții, de crearea a unei moșteniri pentru cineva. Însă, acum această conștiință sau conștiinciozitate se răstoarnă, se transformă și concentrarea din ultima vreme se merge către inimă, nu către conștient sau subconștient. În ultima vreme, încercați să vă ascultați inima. Poate că nu-i vorba musai doar de voi, poate este un copil, că tot avem familie, da? Și studiu, la capătul setului de cărți. Studiu care este foarte potrivit ca și imagine pentru Zodia Fecioarei guvernată de Mercur. Un Mercur ordonat și în serviciu celorlalți. Și cu familia, poate că aveți un copil în familie care vrea să studieze muzică. Și dacă familia este concentrată mai mult pe acumularea acestor bogății, aici este un subiect care trebuie, nu știu pentru cine vorbesc, repet, dar pentru cineva clar este mesajul. Trebuie să discutați și să susțineți copilul să-și urmeze dorința inimii, nu neapărat ceea ce voi ați crezut că puteți să proiectați sau să creați sau să oferiți moștenire copiilor voștri. Asta pentru că aveți familie. Acum, alt mesaj. Poate că familia unora dintre voi nu vă susține în această direcție.
în a crea muzică sau în a fi contact cu muzicieni sau cu creatori de frumos într-o formă sau alta. Și totuși aceasta, că a fost clarificarea, aceasta este dorința inimii voastre, este un vis care poate să devină realitate, să faceți voi muzică, să fiți în preajma cuiva care cântă, care are o voce frumoasă și prin muzică știm bine ce se întâmplă. Prin muzică ne vindecăm, prin muzică ne exprimăm, nu doar pe noi, nu doar inima noastră și dorințele inimilor le exprimăm prin muzică, dar exprimăm și conexiunea cu divinitatea. Așa cum, în funcție de această conexiune cu divinitatea sau cu, știți voi, cu cel de jos, muzica este într-un anume fel, de o anumită vibrație, de o anumită factură. Însă, totuși, mesajul rămâne cel care este. Urmați-vă dorința inimii și dacă familia nu vă susține, chiar dacă nu aveți abundență, poate că această abundență va veni, chiar dacă acum nu este, va veni în timp și se va schimba poziția, da? Cornul acesta, coșul acesta poate este gol, nu aveți resurse să vă susțineți această căutare unii dintre voi și totuși trebuie să vă urmați calea. Vă susțin îngerii, așa zice. Îngerii vă susțin în a vă crea această realitate, acest vis al aduce la materialitate. Și de fapt, acolo va fi familia voastră, sufletească, printre muzicieni, printre cei care vă ascultă, vă susțin, da? Unor vă mai critică constructiv. Muzica. Cum am spune ce treabă are cu Fecioara? Totuși, am zis, nu trebuie musai să fiți în zodia Fecioare și Fecioara. Faptul că e zodie de pământ și e pragmatică în general, nu înseamnă că nu este și sensibilă. Fecioara totuși este o zodie care, un simbol, neapărat zodie. Am zis că puteți să aveți diferite planete aici. Un simbol care arată tenacitate, ordine, informare corectă cu Mercur, studiu, studiu îndelung, puterea, strength, puterea de a vă urma visurile, de a studia cu răbdare, cu răbdare, cu răbdare. Și iar Fecioara care este perfecționistă, caută sunetul perfect, caută armonizarea sunetelor, caută comunicarea perfectă. Poate căutați melodiile perfecte cu care să comunicați cu un personaj care vă este drag sau să comunicați dorința inimii și dorința, nu neapărat dorința, poate să fie și ceea ce suferiți la un moment dat. Și vreți să comunicați prin muzică cuiva ca să vă înțeleagă. Deci căutați melodia perfectă, versurile perfecte, sunetul perfect care să creeze acea, ia uite, pământ și apă. Să creeze puntea între emoțiile voastre și ale celuilalt, între o experiență ternă și uscată, da? Și o posibilitate plină de abundență, o posibilitate e plină de abundență, dar încă e nemanifestată. Aici este. Vedeți ce și cum acest mesaj, cum se însămânțează în viața voastră în această perioadă, că vine și luna nouă. Și dacă este să alegeți muzica, repet, poate aveți Venus în Fecioară, lună în Fecioară. Gândiți-vă că acum, în această perioadă, cu Neptun în Pești, Venus în opoziție cu Neptun, luna în opoziție cu Neptun în Pești, care iar este o energie apoasă, creativă. Nu zic că voi nu sunteți, dar aveți altă exact ceea ce trebuie. Ca acest vis să devină realitate. Sunteți pământul în care apa își găsește forma, inspirația, emoția, sunetul își găsește formă. Că poate cântați acasă, dar degeaba cântați acasă dacă nu adunați, nu compuneți. E, compunerea asta înseamnă pământul, compoziția, compozitul, compostul, cum vreți voi, da? Și apoi, iar adunatul, colectarea acestor compoziții într-un album. Bine, album sau, eu știu ce, într-un produs complex. Acum, eu am vorbit despre muzică. Evident că poate să fie o metaforă. Vedeți cum acest mesaj se poate însămânța în viața voastră și poate da roade la un moment dat, în realitate. Și ce frumos, da? Fructele acum se răstoarnă, da? Se răstoarnă, e toamnă, pică, pică și își lasă semințele. Urmează probabil în primăvară, când planetele vor fi în opoziție și în conjuncție cu Neptun în Pești, în opoziție cu planetele voastre, atunci, la luna nouă din Pești, ceva se va manifesta. O, ce frumos!
Aș vrea, sper, se placă cuiva. Mie mi-a plăcut că doar sunt și eu neptuniană în felul meu. Un eveniment neașteptat, o veste neașteptată, comunicarea cuiva. Eventual cineva vine, 6 de spade, să o construiască, apropo de vis, realitate. După o perioadă de transformare, visul e aici, la cavalerul de cupe, muzicianul, cântărețul, peregrinul. Hai, că mai sunt și alte cuvinte, chiar dacă nu vin acum, eu le știu și le știți și voi. Ah, ce frumoasă era melodia aceea, cum îi spune? Menestrelul? Dar era un cântăreț, Valerio? Valerian? Care a murit. Vai, ce frumos era melodia aia. Cântecul acela. Deschide poarta. Deschide poarta. O să pun link-ul. Această melodie este superbă. Deschide poarta, e vorba de poarta inimii. Menestrelul vine din cetate în cetate și cântă și anunță. Menestrelul, muzicianul, e un mesager. Dar frumos vine mesajul. Acesta este mesagerul. Și poate să fie și acesta împreună. Da? Posibil cineva vine de la o distanță și vrea să construiască ceva cu voi. Trece printr-o profundă transformare. Renaștere. Vedeți și voi de un as de bâte. Și iar călătoria, iar distanța între voi doi, iar comunicarea, comunicare artistică, clar, poate să fie și muzicală, cu bâte. Bâtele sunt creative și creatoare. Da? Da, cineva vrea să, sau poate voi vreți, să exprimați cuiva, cuiva sensibil, interesant, dar uitați-vă cum e ce muzica. Aici e pentru mine muzică. Diferite sunete. Ta-na-na-na-na, pam-pam. Apoi, mesajul final către, sau intenția. Intenția e să vă exprimați atracția și sensibilitatea față de cineva care într-adevăr vă simte cavalerul de cupe. Și nu, repet, nu e vorba de zodie, cineva care are un aspect cu luna voastră. Și atunci transformați situația și începeți o construcție. Dar pentru acest lucru și odată construită, cum să zic, odată conectarea făcută, începe reconstrucția și detașarea de apele tulburi. În fine. Să vedem. Fecioară. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. O dată. De două ori. Și de trei ori și fac cruce celtică. N-am mai făcut de mult. Septembrie 2021. Wow. Mie mi-au plăcut cărțile acestea. Nici nu mă așteptam să vină. Ia uite. Valetul de bâte. Și acesta e creativ, inovativ. Apropo de originalitate, chiar vorbisem cu cineva, am răspuns cuiva care a vorbit despre copy-paste și originalitate. Da? Provocare. Ah, ce frumos! Cum să nu fie frumos? Da, dorința inimii. Aici este. Dorința inimii este să se exprime și eventual când aveți foc și apă, exprimarea este pasională, creativă, sensibilă, muzicală. Că am văzut și spade, că spadele țin de sunet. Aici e o spadă. Ia uitați-o. Poate să fie și bâtă, poate să fie și spadă, cum vreți voi. Ia, te lăsați în urmete 10, ce am zis? Asta e o abundență pentru care ați muncit poate prea mult. Ați obosit aici. Aici, uite, 10 de bâte. Ați obosit. Judecata. Mercur. Da? Cel care studiază, studiați. Familia din care veniți, familia pe care v-ați construit, merită această luptă, această încrâncenare. Poate că în 2020 ceva ați început să auziți, această șoaptă a îngerilor, care vă spune să vă urmați dorința inimii, nu falsa abundență. Cu această infinită am zis că probabil ați crezut că o să fie o veșnicie. Nu. Veșnicia nu este creată de om. Chiar dacă voi credeți că contractele semnate la în cadrele publice sunt veșnice, nu. Veșnic este doar ceea ce creează Dumnezeu. Omul nu creează nimic veșnic și nici nu are cum să trăiască nimic veșnic. A, voi vreți să vă legați toată viața de ceva, de un concept, de o idee, de o tradiție? E alegerea voastră, a noastră.
Apropo de familie, de tradiții, trebuie să spun, pentru că de-aia sunt aici. Omul nu creează nimic veșnic și nu este obligat să trăiască toată viața aceeași poveste, mot-a-mot, pas cu pas, monocrom, monoton, ton. Nu, avem nevoie de muzică, de vibrație. Uah, ce frumos sunt îndrăgostiții, mai, 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 ce frumii. Mai, cărțulia aia să stea deoparte. Hai să o punem așa într-o parte. Îndrăgostiții, vedeți? Ia uitați-i! Ia cum să fac aici? Să pun și muzica, că e frumoasă. Sunt de, uite ce ceacre. Ceacra 5, 6, 7. Albastru, turcoaz, mov. Creștere. Prin această dragoste. Ha? Unde să o pun pe doamna Heart Desire? Mai! Câte suporturi îmi trebuie? Lasă-mă așa. Că se vede. Se văd și îndrăgostiții PC. Așa. Vai, justiție. Asta e. Unii vor să renunțe. Unii dintre voi vreți să renunțați la un contract. Ați muncit pentru bani, eventual. Să vă creați abundența și v-ați hotărât, domnule, nu se merită. Consum prea multă energie. Și mă îndepărtez de esența mea, de inima mea. Ceea ce pot să creez eu frumos. Pentru că muzica în sine reprezintă ceva frumos, nu? Că o facem noi, că o ascultăm, că e o metaforă. Aici, simbolul este frumosul. Hai să pun așa. Să-i vedeți pe acei îndrăgostiți sfatul. 7 de bâte. Exterior, cu regina de spade. Interesant, cu justiția în prezent și exterior, regina de spade. Iar posibil să se discute despre eliberarea de un contract, pentru că justiția, dragii mei, înseamnă karma. Karma. Și pentru cei care își ascultă dorința inimilor, pentru cei care se lasă inspirați, pentru că muzica e o metaforă până la urmă, cei care se lasă inspirați de divinitate, da? Chakra a patra, nu, a șaptea, a șasea și a cincea, trebuie să exprime nevoia de eliberare. E prea apăsătoare această situație. Regina de spade și justiția poate să reprezinte un avocat, o notăriță, orice. Dar în primul și în primul rând, iluminarea, da? Această regină de spade în varianta ei bună. Ia uite, și gândește, și vede, vizionează, și acționează, și exprimă. Are trei lumini. Acum văd că-s trei. Văz. Văz, văz, văz. Poate pentru unii să aveți pe cineva care vă influențează. Regina de spade și justiția cu planete, nu obligatoriu zodie, cu planete în balanță care vă influențează în prezent. Și întâlnirea cu, sau prezența acestui personaj vă provoacă la a judeca, vă provoacă la o alegere importantă în dragoste. Eventual, poate să fie și o colaborare, cum văd eu cărțile, dar... Eu mai văd și lucruri uneori prea frumoase. De ce vă este teamă? De puterea. Ori de cineva care are marcaș puternic în... Aici sunteți fecioara? Dar nu obligatoriu, cartea înseamnă mult mai mult. Dar să zicem că vorbim de zodia fecioarei, avem și un leu aici. Probabil că aveți pe cineva cu marcaș în leu. Marcaș. Marcaș. Și nu există aspecte prea grozave între planetele voastre și ei. Sau probabil personajul este orgolios, cine o fi, nu contează, nu vorbesc acum de zodie, există un personaj orgolios pe care trebuie tot timpul să-i temperați, să-i mângâiați, da, iubi, ai dreptate, așa este. Și uneori, fecioarele nu mai vor să facă lucrurile astea, vor să se ocupe de inima lor, de creșterea lor, de comunicarea lor cu lucrurile frumoase. Ce vă doriți? 10 de monede, interesant. Acum se schimbă mesajul sau adăugăm altul, că până la urmă toate pot să rămână valabile. Hai să folosim și cărțile mele. Hai să le folosim și pe ale mele, că de aia le-am făcut ca să le folosesc. Și îmi și plac, că sunt făcute de mine. Vă doriți 10 de monede. Această abundență infinită, dar care interesant, aici a venit invers, acolo a venit în poziție normală. O să o clarific. Puteți să vă doriți această abundență într-un alt context în care aveți și pământ și apă. Da? Interesant că aici este un pământ uscat. E un pământ ars de soare. E un pământ ars de soare. Nehrănit emoțional.
Aici este. Deci, ascultați-vă dorința inimii. În continuare, ce veți reuși să faceți? 6 de monede. Să vă echilibrați eventual? Pentru unii. Ce simt, ce simt? Să încercați să oferiți și familiei sau celor care știți că vă cer, vă cer. Și eventual eu simt că trebuie să vă oferi și vouă. Nu neapărat a treia persoană, triunghiul ăsta poate să fie un hobby al vostru. Da? Un hobby al vostru. Faceți-vă timp pentru hobby-ul vostru, că s-ar putea să devină calea voastră la un moment dat. Acum, eu știu. Regina de cupe. Uite, urmați-vă, echilibrați-vă și dați-vă timp și pentru cupa voastră să o hrăniți. Probabil că totuși pentru unii, cu marcaj puternic în fecioară, există acest personaj care vă hrănește lumea emoțională. Vă face să vibrați, exact, aici, mersi mult. Mulțumesc, vă pup, îngerașii mei. Vă face să vibrați, acest personaj care vă atinge inima, deci face inima voastră să cânte. Tra-la-la, la-la-la-la. Și cred că e un cântec cel drăgălaș. Da, ritmat, în care vă învârtiți unul pe celălalt sau mai mult el decât ea, da, în ritmul muzicii. Muzica sufletului, inimii voastre. Ha, ce-mi place! Măi, de când am mai avut așa o etalare la fecioară? Păi numai etalări triste au fost. La capătul setului de cărți, Death. Moartea. Moartea. Dar nu e o moarte, transformare. Pentru că e cavalerul de cupe, iar apare contextul pe care l-am prezentat mai devreme, asul de bâte. Și iar comunicarea, 8 de bâte, 8 de monede. În comunicare, o situație a venit așa într-un mod neașteptat la un drum. La un drum, dragii mei, v-ați întâlnit. Cu acest personaj, voi v-ați dus să colaborați cu cineva eventual la drumul ăla? Hai să punem de o colaborare, de o afacere, de un business, de un album, că tot avem muzică, cu cineva. Așa văd, da? Și v-ați întâlnit cu inspirația sufletului vostru. Ce drăguț! Da. V-ați dus să munciți și ați dat de inspirația, de muza voastră. Aha, de muză. De muza voastră. Și ați început așa să comunicați sau chiar dacă n-ați comunicat, urmează să comunicați pentru că e o distanță. O distanță care, dacă nu e străbătută măcar din când în când, de orice natură ar fi distanța aia, pasiunea nu mare naște și emoțiile cresc și lucrurile vă transformă din cap până în picioare. Ce e? Da, uite, aici este. Aici este un blocaj. Blocajul a 2 de spade, 10 de spade și marele preot. Tradițiile, cum a zis mai devreme, familia din care veniți, familia pe care v-ați făcut-o, cultura, religia, aceea strictă. Nu zic musa e ortodoxă, pentru că orice religie poate să fie în varianta sa bună sau varianta sa negativă. Da? Marele preot. 10 de spade și 2 de spade. Da? Sunt aici undeva în viitor, încă blochează, dar nu o să te dați voie să blocheze, pentru că vrei să manifestați totuși asul de monede. Se va manifesta, cum am zis, este sămânța. Dragii mei, e lună nouă în foarte curând și în zodia voastră, scumpicilor, așa că faceți-vă timp să creați intențiile, să vă puneți intențiile acelea frumoase. Dorința inimii voastre e mai importantă decât dorința, eu știu, familiei sau a religiei sau a tradiției sau. Deci în inima voastră, da? În inima voastră, apropo de inimă, e o etalare marcată de emoții și de suflet și de vibrație și de frumos. În inima voastră este dorința de a vă exprima pasional, original, că tot am vorbit despre originalitate. Și aici nu știți încă. Poate că aveți, dacă aveți de eliberat de o căsnicie, poate că aveți un copil și nu știți ce să alegeți între copil și această nouă dragoste, dar dragostea aceasta vă hrănește inima voastră. Eu nu zic că
Nu știu cum să vă explic. Copiii cresc. Și prin exemplu pe care îl dau părinții, ei vor proiecta în viața lor alegerile pe care le-au făcut părinții. Dacă părinții aleg să-și crească sufletul, să crească spiritual, să-și urmeze hobby-urile, da? Să fie original, la fel vor fi și copiii. Dacă părintele se sacrifică pentru, eu știu ce, tradiții, cum am zis mai devreme, vă rog să înțelegeți corect mesajele, la fel vor face și copiii cândva. Și nu cred că vă doriți ca viitorii voștri, ca urmașii voștri, să renunțe la suflet pentru tradiție. Sigur nu vreți așa ceva. Deci dacă sunteți puși să alegeți, e alegere aici, între un copil și o nouă dragoste, dragii mei, alegeți dragostea și exprimați copilului că în viață este important sufletul nostru, inima noastră, să ne ascultăm inima. Da? Ne facem hobby-ul acela pentru care avem mare atracție, mare pasiune și inspirație. Nu să facem, eu știu ce, chestii pe care familia, nu știu, ne îndeamnă. Și eu știu, vorbesc din experiență. Pe mine familia nu m-a susținut în calea mea artistică. De-aia zic, vorbesc din experiență, dragii mei, și sper să înțelegeți. Oricum, faptul că e o provocare ar putea acest as de cupe să fie încă nemanifestat, să fie dorința voastră de a vă echilibra și de a exprima cuiva care vă înțelege, cum a zis mai devreme, ce simte, ce simțiți voi. Sau, de fapt, nu neapărat de fapt, mesajul se completează, nu că ar fi diferit. Să exprimați natura voastră reală, nu cea proiectată. Am zis în trecut, ia uite cum a stat. Ați cărat, ați pus în cârc, gen tipic pentru fecioare. Orice planetă ați avea, tipic. Să puneți în cârc, să urmați calea. Da? Acum apare judecata în ultima vreme. Îngerii vă șoptesc cântecelul pe care trebuie să-l creați. Cântecelul acela trebuie să pornească din suflet. Am zis, sunt prezent, există niște discuții legate de ce nu-mi place, de chestiuni legale, dar necesare ca să vă creați echilibru. Văd aici balanță, văd aici balanță, echilibru. Sfatul este să fiți un pic precauți și în primul rând, dacă aveți acest personaj care vă tulbură, vă intimidează, vă înfricoșează sau dorește să vă controleze într-o formă sau alta, să știți, e o lecție în care voi deveniți mai puternici, una la mână, și doi, trebuie să învățați să vă creați granițele voastre personale. Ia să pun eu un picuț umbliț. Please, așa, op, așa. Aici este sfatul. Să vă creați granițe personale. Ce în sufletul vostru, acea muzică, acea sensibilitate, nu este pentru oricine. Nu este pentru oricine. A, e pentru regina de cupe. Da. Da, este. Dar nu este pentru oamenii care vă pun la muncă, vă îndeamnă să faceți cu tare și cu tare și cu tare și cu tare. Acum aș vrea să clarific, ca să clarificăm. Clarificăm. Valetul de bâte. Te rog frumos, cine acest valet de bâte? Poate să fie atracția voastră pentru cineva și să aibă legătură atracția cu această emoție puternică. Și să nu știți exact de fapt ce este între mine și personajul respectiv, atracție sau emoție. Eu am zis și cu copilul pentru unii dintre voi, dar poate nu o să avea toți copii, nu? Poate sunt două personaje, pentru că văd aici foc, interesant, văd aici foc în trecut care vă apasă, vă consumă, văd acum foc în prezent, mai este un foc de care voi trebuie să vă păziți și mai e un foc în casa 8-a, sau în poziția asta, nu casa 8-a, posibil și în casa 8-a transformării, în poziția fricilor. Probabil că cineva cu marcaj puternic, nu zic nu să ai semn de foc, marcaj puternic sau foarte pasional în sensul de dominator și totuși un soi de imaturitate că e valet, să vă consume într-un fel. Să vă consume. De repet, nu dau zodii, pentru că este greșit să dau zodii. Doar vă zic așa ce văd, pentru că oricine se poate manifesta în orice fel. Depinde de planetele sale și de situație. Hai să vedem valetul de bâte. Ups, 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 ups. Interesant.
Judecata pe care o avem aici, da? 7 de cupe și 9 de băte. Este o confuzie față de acest. Simțiți o confuzie, ori ei, ori voi, simțiți o confuzie față de acest personaj. Pentru că există niște blocaje, 9 de băte, pe care trebuie să le judecați. Ați început să le judecați, încă trebuie să le judecați, iar că tot avem studiu aici. Dacă trebuie să comunicați cu cineva, dragii mei, valetul de bâte, am zis, reprezintă și comunicare, aveți niște blocaje de trecut. Și până treceți aceste blocaje, până găsiți soluția, până vă ajută cineva să vă scoată, cum e în această imagine, da? Până vă ajută spiritul, într-un fel sau altul, găsiți inspirația, soluția, da? Practică, sunteți așa într-o stare de 7 de cupe, de visare. Clarificăm totuși 7 de cupe. Ce-i cu... Uite, Marele Preot. Aici, Marele Preot. Probabil parte din familia voastră, acest personaj. 7 de cupe, te rog frumos, clarificăm ce cu acest 7 de cupe. Pentru că e așa într-o stare destul de nehotărâtă. La orizontal, 7 de cupe, te rog frumos. Pentru fecioare. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Luna, Fecioare, în septembrie. Ops, ăsta este? Prințesa de monede. Adică valetul de monede. Aici este. Dar este invers, nu poate fi materializat din cauza unor confuzii. Nu se poate materializa ceva. Confuzii și blocaje. Și aici trebuie să găsiți soluția. De fapt, valetul de băte este soluția. Originalitatea. Într-o situație. Asta cred că e, de fapt. A, da, așa simt. Cred că este ideea. Știu că nu sunt spade, e de bâte, dar pentru unii poate să fie o idee originală, creativă, inovativă, pe care trebuie să o găsiți, care vă scoate, uite, vă scoate, vă scoate dintr-o situație care v-ați încâlcit, v-ați ghemuit, v-ați ghemuit, uitați, îngenunchiat de probleme unii dintre voi, unii, da, și aici este. Și acea situație vă creează confuzii, 7 de cupe și... Da, voi încerca să rezistați, 10 și 9, voi încerca să rezistați, dar ideea e nu să rezistați, să creați. Că dacă vă consumați energia cu această rezistență și această anduranță, luați că o duc înainte, o duc înainte, nu mai manifestați și nu mai creați nimic. Valetul de monede e creator, dar a venit invers. Pentru unii dintre voi este dorința voastră mare de a comunica cu cineva, eventual această dragoste, și nu puteți. Asul de cupe, te rog frumos, dăm detalii despre asul de cupe. Detalii despre asul de cupe, te rog frumos, pentru fecioare. Asul de cupe, te rog frumos, detalii. Are cineva ochi albaștri? Asul de cupe. Poate această comunicare din partea lor. Din partea lor. Nu sunt multe. Și nu poate să vină. Vedeți. Cum simțiți și voi. Dacă vreți să comunicați cu cineva sau nu. Dacă nu, voi nu vreți, înseamnă că altcineva vrea să comunice cu voi. Și nu poate să manifeste valetul de monede sau prințesa de monede. Nu poate să manifeste eventual împăcarea, pentru că este încă este o confuzie, încă sunt niște blocaje. Cineva și-a creat niște granițe. Acum, să sperăm că sunt granițe sănătoase, nu ziduri. Nu zidul Berlinului, da? Hai, asul de cupe. Nu mai fi misterios, arată-te. Arată-ne detalii despre asul. Sunt multe. Nu, sunt multe, mai sunt multe, sunt multe, sunt multe. Hai, mai amestec încă un pic. Asta? 4 de spade.
Dar a venit invers. Cred că sunteți pe cale să alegeți. Patru de spade de obicei meditează, dar când vine invers, sunteți pe cale să alegeți. V-ați vindecat. Și astfel de cupețenie și de vindecare, da? Ați ales vindecarea de ceva timp, dar cum se manifestă? Ah, ce frumos, 10 de cupe. Ați ales vindecarea și pentru că ați ales vindecarea voastră, se manifestă această nouă dragoste și se manifestă, iată, 10 de cupe. Bucurie maximă, victorie, 6 de bâte. E așa, un pic în lucru, victoria asta pe care să apară. Am de o carte pentru astfel de cupe. V-ați vindecat de un semn de aer pentru unii și atrageți în momentul în care vă vindecați, atrageți 10 de cupe pe care l-am văzut. Mai avem o carte pentru asul de cupe. Hai, fecioarelor, ca să nu facem etalarea foarte lungă, hai, vorbiți, spuneți-mi cine a acest as de cupe. Hai. Sfinte Duh, arată-ne detalii despre asul de cupe. Eu vreau să vină, să nu le extrag eu. Să vină singur. Are liberul arbitru. Hai, asul de cupe, te rugăm. Prima, asta. Trei de spade, patru de spade. Iar este o vindecare. Clar, patru, trei de spade. Amândouă. Începe să manifestați adevărul. E... Zic că, după cum știu, etalările din ultima vreme și trei de spade, sperați, deja sperați, așteptați pe cineva de la distanță, iau-te să se manifeste asul de monede, un nou început, asul de cupe și să se materializați acest vis. Avem o carte pentru asul de cupe. Hai, hai. Ceva mai frumos el așa. Un personaj independent, nouă de monede, și care eventual nu e căsătorit cu mare preot invers. Ia uite, și apare justiția, interesant. Mai nu știu pentru cine o fi. Dar cu justiția de două ori. Mare preot invers. 10 de bâte aici în trecut. Judecata de două ori. Asul de cupe care arată o vindecare. Cineva care... Eventual cineva ați vindecat de cineva care îi plăcea să fie independent, neortodox. Nu vrea să se angajeze în relații. Și v-a rănit acest personaj și începe să vă vindecați. Și repet, am văzut 10 de cupe. Hai să clarificăm justiția. Da, cu această vindecare se echilibrează viața voastră, se face justiție. Dar nu e vorba doar de vindecare, e vorba și de o nouă dragoste, totuși. Totuși, e vorba de dragoste. O dragoste apare în viața unor fecioare. Clarificăm justiția în prezent. Clarificăm justiția în prezent. Te rog frumos. Clarificăm justiția în prezent. A. A venit invocare, dar a venit invers. Vreți să vă eliberați de karmă? Știți unii dintre voi care ați crescut și care sunteți în conexiune spirituală și ați crescut spiritual, că cineva v-a fost karmă, v-a fost lecție grea și vreți să vă eliberați de acest personaj. Și mai dăm o karmă. Faetonul, dar faetonul invers. Nu mai vreți să mergeți cu acest personaj. Pentru că apare regina de cupe și asul de cupe. Apare o dragoste care să se manifeste și cât timp sunteți legați karmic și încă mai există o mică legătură între voi și personajul din trecut care va răni și, care nu doar va răni, va provocat creșterea spirituală prin nevoia de a vă vindeca. Da, a fost o lecție, clar. Da? Nu mai vreți să vă... Da. Dacă în această carte... se extrag, se atrag
Emoțiile, invers, se îndepărtează emoțiile față de cineva karmic. Tocmai pentru că vreți să vă eliberați. Iată, asul de bâte. Vreți o nouă dragoste, un nou început. Șapte de spade. Ați avut conflicte cu cineva care a fugit? Șapte de spade, care v-a păcălit într-un fel sau altul. Mai dăm o carte. Pentru justiție, nu-i balanță, e justiție, dragii mei. Justiția e una, balanța e alta. Justiție. Clarificăm justiție. Unii știm că ați avut probleme în justiție și anul trecut, în 2020. Nu știu dacă și... Așa, ia. Regina de spade. Iar. Regina de spade. Sunt niște cuvinte spuse. N-a venit în poziție prea bună, da? Și apare și în influență exterioară. Aici este. Vreți să vă eliberați, să îndepărtați acest personaj. Nu? Nu? Nu. Gata. Am hotărât. Aici este. Șapte căi spade. E sfatul. Granițele personale. Nu. Stai deoparte. Nu-ți dau acces la sufletul meu. Nu mai îmi deschis sufletul față de tine. Ia uite. Pentru că vreți. Vreți să atrageți dragoste. Victorie. Iar apare dragoste victorie. Clarificăm. Îndrăgostiți în viitor. Iar justiția. Asta e, dar a venit un pic așa. Nu mai e justiție, nu mai e echilibru, e în dezechilibru. În dezechilibru, dar ce văd eu în această carte, pe care evident că o ador, că e făcută de mine, dar și știu de ce am făcut-o, nu doar că e făcută de mine, dar eu știu ce am gândit când am creat-o. Femeia, femeile mai ales, femeile vor să privească într-o altă direcție. Femeia e deasupra. În viitor, vreți să manifestați aici, să nu țin musai să zică femeile cu planete în fecioară, vor trăi o mare iubire, posibil și asta. Dar, altceva vreau să spun. În viitor, femeia divină sau elementul feminin din fiecare din noi va trebui să se manifeste, adică receptivitatea, emotivitatea, muzicalitatea, sensibilitatea, aceasta reprezintă femeia divină. Și după cum vedeți și voi, cartea arată femeia, elementul feminin în sus și este în varianta sa roșie activă. Și într-un fel sau altul asta vă va echilibra și vă va ajuta să faceți alegerile viitoare. Faptul că veți fi mai receptivi, mai intuitivi, vorbiți mai puțin și vedeți, ascultați mai multe. Puteți să comunicați prin muzică, prin cuvinte, prin texte, prin poezie, prin orice altceva. Da? Mai dăm o carte pentru această justiție invers, totuși. Adică nu e chiar invers, e așa. La orizontal. Îmi plac cărțile pătrate mai mult. În ultima vreme. Îmi oferă mai multe posibilități de exprimare. Clarificăm. Uite, doi de bâte. Tot așa veți fi. Doi de bâte și îndrăgostiți. Va trebui să alegeți. Între karmă, da? Eventual, un bărbat mai rece, mai distant. Și exprimarea feminității voastre într-un mod activ și creativ, că tot am văzut muzică, valetul de bâte. Știu că poate deranjează, dar asta e. Clarificăm, te rog frumos. 10 de monede scurioasă. Uf! Nu sunt multe, mă. Sunt prea multe. Ba, nu sunt. Nu mai știu cum au venit. Deci, 10 de monede, te rog frumos. Ce își doresc fecioarele? Să fie în siguranță financiară, clar. Să aibă un post, un loc de muncă bun, clar. Să aibă o familie, eventual să vă întoarceți la... La ce? Nu știu, nu zi musai? Stai să vină clarificarea. Stai să vină clarificarea. Asul de cupe și trei de monede. Asta e, să construiți. Dar e trei de monede invers. Iar trebuie să se întoarce către doi, da? Este cu vârful în jos. Și asul de cupe încă e pe cale să se manifeste. Trebuie să alegeți încă.
Între familie și dragoste. Asta e. Vă doriți să puteți alege. Între familie, între bani și suflet. Eu știu pe cineva, muzician, cu Venus în Fecioară. Da. Perfecționiști în ceea ce fac, într-adevăr. Talentați, dar... Dacă a face muzică sau a face artă este doar un interes de a face bani, e păcat. E păcat. Bine, bănuiesc că nu ascultă, că nu știe. Am senzația că nici nu știe planetele sale, dar e păcat. Dacă a face artă sau a vindeca pe cineva este cu scopul doar de a face bani, e ca și când un psiholog, un doctor se face doctor doar ca să facă bani și din păcate știți bine că sunt mulți. Așa. Aici este 10 dorința. Între 10 de monede, 3 de monede invers, vedeți, cu ochișorii voștri și asul de cupe care încă ce face? Cum e? Stă în stand-by. Se manifestă sau nu se manifestă? Pentru că regina de cupe este prin preajmă. Sufletul vostru pereche este prin preajmă. Femeia divină trebuie să se manifeste, cum a zis mai devreme, aici este justiția. Clarificăm. Uite și emoții. Ah, cât am vorbit, hai să mai clarific. 6 de monede. 6 de monede. Ce reușiți să faceți? 6 de monede. Ce înseamnă acești 6 de monede? Că este urmat de regina de cupe. Vă dați timp și pentru sufletul vostru? Vă dați timp pentru vindecare? Pentru exprimare sensibilă? Da? A voastră? Sau ce faceți? 6 de monede. Eventual vă îndepărtați de cineva care nu avea timp suficient pentru voi, avea timp așa, din când în când. O zi cu voi, două cu altcineva, puteți să vă îndepărtați de acest personaj, probabil, și să vă concentrați pe vindecarea voastră, cum a zis, atracția unei noi iubiri, a unui nou început, că vechi n-are cum să fie, așa se zice, apașa, prințesa de valetul de băte. Uite, personajul care e aici, central. Deci este valetul de bâte, dar faptul că vine invers nu mă bucură. Acum, din ce am zis mai devreme, puteți și voi să extrageți cât de cât sau să creați povestea ca pe o melodie. Începe vesel, se termină trist. Dar totuși, poate faceți o continuare. Prințesa de valetul de bâte. Prințesa de foc. Dar a venit invers. Un personaj poate prea imatur, prea sexy, prea concentrat pe felul în care atrage. Dacă vă îndepărtați de acest personaj și mergeți către regina de cupe sau vreți să deveniți voi regina de cupe, idealul ăla care e în opoziție cu soarele vostru sau cu planetele pe care le aveți, că am zis, să aveți Neptun în opoziție. Și atunci trebuie să materializați, dragii mei, cum zice și mesajul, materializați reality. Visul, Neptun, trebuie să devină realitate. Aici este. Fecioarelor, puteți? You can. Era, cum era? Era o publicitate, imediat după Revoluție, aici. 7 de bâte, iar apare. Dar trebuie să învățați să fiți vulnerabil cu cine va veni. Aici nu mai e în poziția aceasta defensivă, cum este aici la sfat. Sfatul e acum, o perioadă fiți defensivi și cu cei care v-au rănit, fiți defensivi și apărați-vă. În viitor, încercați să fiți mai vulnerabil, dar cu cei care vă înțeleg. Hai, dăm la regina de cupe, o cărțulie. Hai, la regina de cupe, te rugăm. Te rog eu mult. Hai, regina de cupe. Regina de cupe. Ups, iată, vezi ce am zis mai devreme? Trebuie să fiți vulnerabili. Dar, dragii mei, nu poți să fii vulnerabil. Cu oricine, asta înseamnă deja prostie, ignoranță, inconștiență. Deja am dat 3 cuvinte cam ciudate, cam, dar foarte potrivite pentru cei care au manifestat decepția de care trebuie să se ferească. Trebuie să fiți vulnerabili. Ia uite.
Da. Uite. Și să renunțați la o stare de doliu, la decepție. Da? În poziția de e în cale, pe cale să se renunțe la acest doliu, la acest conflict, cinci de băte. E pe cale să se schimbe, da? Mai, eu zic că în principiu a fost să leagă mesajele, așa mi se pare. Eu așa zic, vreau să zic. Eu așa zic, care legătură ce am spus una cu cealaltă? Sper să găsiți și voi mesajele de care aveți nevoie deja, am vorbit 50 de minute. Dragii mei, și la cum sunt eu de aeriană uneori, în sensul frumos al cuvântului, mai, îmi cer scuze, sper că ați rezistat până la capăt ca să vă urez și eu la mulți ani, mai dragile fecioarelor și feciorilor, la mulți ani, vă doresc dragoste, vindecare, spor, bani, stabilitate, că toți avem nevoie de bani, nu ce nimeni să fie niște sărăntoci, da? Dar să nu uităm de dorințele inimii lor noastre, de hobby-urile, de lucruri frumoase pe care le putem crea, le putem manifesta, da? Și să nu le lăsăm acaparați, dominați de prea multe, prea multe. Nu mai zic, zic puncte, puncte, pentru că variază de la om la om. Deci la mulți ani, sănătate, bucurii, protecție divină, inspirație divină, dragoste, creștere spirituală și tot ce vreți voi să fie mai frumos, binecuvântări divine. Vă pup, numai bine, ceau, ceau!